capăt și nu o să ne deranjeze. Uitați să dea ușor să desfați. Lăsați-mi un comentariu dacă vă plac bananele și câte banane mâncați pe zi, pe săptămână. Am decapitat-o. Oh, shit, mi-a căzut ușor. Primul de 3 secunde. Mai pot, mi-am până aici. Mamă. Vreau să vomit. Salut! Sunt Otto de la Miere TVO și astăzi facem un nou clip din Otto Mănâncă. După cum ați văzut și în titlu, astăzi voi mânca banane, foarte multe banane. Am aici 16 banane pe care voi încerca să le mănânc. Bineînțeles, contra cronometru. Sunt așa că aveam unele mai verzi. Să le pun deoparte că astea rezistă mai mult, în caz că nu pot să le mănânc pe toate. Astea o să rămână pentru mâine. Am luat banane foarte coapte și m-am decis să fac un video, să fac un challenge. Am pus și pe Insta Story, voi ați votat, au fost câteva voturi acolo pentru acest clip. N-a fost niciunul contra, așa că eu m-am conformat. Astăzi voi încerca să mănânc 16 banane pentru că atâtea am aici. Avem aici 5, aici 5 și aici 6. Astea 5 le punem deoparte, rămânem cu 11 banane. Am aici telefonul și bineînțeles că o să vă dau și un pont. O să vă dau și un pont, fraților, să vedem cum se desfac bananele. Toată lumea cred că desface bananele de aici, din capăt, iar eu vă desface de la coadă. De ce? Pentru că se rupe foarte ușor, iar aici ne murdărim. Într-adevăr, trebuie să scoatem chestia asta neagră, însă dacă desfacem de la coadă, chestia neagră o să rămână aici în capăt și nu o să ne deranjeze. Uitați cât de ușor se desface. Bine, folosind cronometru, era mai bine dacă le desfăceam pe toate înainte, dar nu le voi desface. Bananele sunt foarte bogate în potasiu și în zaharuri, în calorii, sunt îngrași destul de mult, dar pentru că săptămâna 8 am slăbit foarte mult, în Otto slăbește, dacă n-ați văzut clipul, uitați-vă, îmi permit să mănânc ceva mai sănătos, să nu mai mănânc junk-uri și atunci am încercat să fac acest clip pentru voi. Și pentru mine să văd câte banane reușesc să mănânc. După cum știți, bananele constipă, însă dacă mănânci mai multe, e posibil să o dai în partea cealaltă. Așa că dacă voi sta pe WC-ul toată noaptea, asta este, îmi asum, sunt conștient de urmări, ca să zic așa. V-am arătat cum se desfac, așa o să le desfac pe toate. Haideți să pornim cronometru. Bun, hai să dăm start. Nu cred, mi s-a aprins aia la baterie. Așa ceva. O să mi se termine camera. O să mi se termine bateria. Uitați, vedeți? Și aici când rup, partea mea că rămâne înăuntru. Vedeți? Nu se ia partea mea. Deci nu mai desfaceți bananele din capăt. Desfaceți-le de la coadă. Câte minute sunt, câte secunde sunt? Hai că o schimb bateria, mai am o baterie. Mă stresează ăla, pâlpie cu roșu. Sunt 45 de secunde, îi dăm stop. Rămâne aici la 47 de secunde. Schimb bateria și întoarce. Bun, haideți că am schimbat bateria. A durat decât un minut. Am oprit ăsta aici la 47 de secunde. Am mâncat o banană în 47 de secunde. Mamă, dacă mănânc 15, asta ar însemna vreo... Nu știu, mult. Aproape 15 minute. Hai să-i de drum, start. Bun, să continuăm. E târziu, e 8 seara și am lumina asta aici, cam tot trebuie. Vedeți ce ușor se desfac, așa? Nici nu vă murdăriți pe mâini. Iar punctul negru rămâne aici. Vedeți? Nu e niciun punct negru aici. Sunt cam mari bananele astea. În total au fost 3 kg și ceva de banane. Cât am mâncat? 1, 2, 3, 4, 5. Wow,
fie mai greu decât, decât credeam. Mai ales că am și cronometrul ăsta, în prima dată când îmi pun cronometru, când mănânc, Doamne, cred că o să stau toată noaptea pe WC-ul. O banană are în jur de 100 de calorii, 120 de calorii. 150 dacă mai mare. Vă dați seama dacă am mâncat deja 7 banane cât am mâncat. Erau 16 total și aici avem 5. Deci aici erau 11. 11 și mai am 4. Am mâncat 7. Măcar este 400 de mai mănânc. Mamă, e greu. Fai de capul meu. Cât de repede am mâncat. N-am mai mâncat niciodată 8 banane în 6 minute. De fapt, n-am mai mâncat 8 banane într-o zi niciodată. Lăsați-mi în comentarii dacă vă plac bananele și câte banane mâncați pe zi, pe săptămână. Asta salut așa. Nu e nicio problemă. Nu se pierde nimic. Am decapitat-o pe asta. Oh, shit, mi-a căzut pe jos. Regula de 3 secunde. Mă rog, mi-a căzut pe masă, nu pe jos. Mai pot, i-am până aici. No. Mai am 2. Ca să mănânc 11. Dar vă zic, astea le mâncam lejer. Lejer le mâncam într-o zi. Dar așa cu cronometru, e greu. Am mâncat și astăzi niște fasole cu ciolan. Mamă de m-am spart. Bun, hai să vedem. Avem aici niște chifle de astea foarte moi. Mamă, cât de bune! Nu-mi că-ți place! Să-mi și puțină ceapă. Băi, știi cum merge? La fix! Doamne! Eu n-am mâncat mâncare mai bună ca asta. Mai că mi-a face cea mai bună mâncare. Aoleu! Vine înapoi! La 10-a. Cred că ne oprim aici. Am mâncat 10 banane. Să supresc asta repede. Stop. 9 minute 48. Deci, 10 minute, ce să mai am. Am mâncat 10 banane în 10 minute, fraților. Nu mai pot să mănânc 11-a. Mai am aici încă 5 banane. Dacă știți pe cineva care mănâncă banane, care mănâncă mult, chiar aș vrea să fac un clip cu el, să-mi spuneți în comentarii sau să-i lăsați lui în comentarii. Bun, fraților, cam atât pentru acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați, să apuneți clopoțelul de notificări pentru că voi posta în fiecare săptămână minim 2 clipuri. Vă aștept cu abonare. Lăsați-mi în comentarii mai jos ce vreți să mai mănânc pe viitor. Spuneți-mi acolo toate părerile voastre, iar eu mă voi conforma. Până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole, pentru că sunt foarte importante pentru corpurile voastre. Și bineînțeles, să nu faceți asta acasă, pentru că este periculos. Puteți să mâncați 2-3 fructe, chiar vă recomand să mâncați 2-3 banane pe zi, este super, super ok. Dar nu atâtea câte am mâncat eu și într-un timp atât de scurt. Până data viitoare, eu sunt Otto, v-am pupat, ciao!